Bine v-am regăsit, dragi prieteni mincinoși, suntem din nou pe lacul Peri, într-o superbă zi de mai. Lângă noi se află Copel Moscu, regizor, scenarist, director de festival, dascăl și pescar. Copel, cum e cu pescuitul? Cum ai început? Cum te-ai îndrăgostit de pești și de lacuri și de râuri? E o dragoste din copilărie și mărturisesc că nu prea mai am avut timp. Viața m-a luat așa peste cap și n-am mai avut timp să pescuiesc. Dar iată-mă aici cu voi, într-o ambianță formidabilă și, să fiu sincer, e primul meu concediu frumos de ani de zile. Aceste câteva ori petrecute cu voi aici pe baltă. În Piatra Neamț, unde e un râu important, Bistrița, pe care mă duceam cu ceilalți copii la pescuit. Era un sport general al orașului. Îți dădea posibilitatea să te împrietenești cu cei de vârsta ta, dădea posibilitatea să cunoști o mulțime de lucruri, dădea posibilitatea să vorbești cu tine însuți și lucrurile astea sunt formative și foarte important pentru o anumită vârstă să ai posibilitatea să fii împreună cu generația și să-i cunoști pe oameni în momentele cele mai dificile. Deci n-aveați Facebook, vă cunoșteați altfel atunci. Pe vremea aceea ne cunoșteau față în față sau pumn în pumn. Erau alte vremuri, sigur, față de astăzi, în care chiar era imposibil să nu te întâlnești cu prietenii într-o zi. Se părea ceva absurd. Iar astăzi e o sărbătoare să te vezi cu prietenii fizic. Lucrurile astea or să treacă, probabil. Da, eu știu, habar n-am cum vor evolua lucrurile. Dar oricum copilăria noastră, generații mele, era cu totul și cu totul altfel. Era foarte legată de natură. Încet, încet am revenit și noi la normal. Putem ieși din case, putem să ne vedem. Am mai renunțat la mască, ne-am mai vaccinat, ne-am mai îmbolnăvit. Și încet, încet, probabil că își revine toată planeta. Astăzi am venit la o partidă de crap, la Peri. Am prins niște cărășei, am prins niște știuci la monturi de crap și o să vă arătăm în emisiune. Am prins și crap, am prins niște salonte superbe. Sincer te întreb, te așteptai în timpul ăsta atât de scurt să prindem atâția pești? Nu. E un loc minunat. Timpul a trecut pe nesimțite, pentru că important e să te duci cu prietenii la pescuri, să nu te duci singur. Câteodată, da, ai nevoie de solitudine, dar de data asta, dacă... Pot să spun că voi sunteți captura mea cea mai importantă. Umorul vostru, deșteptăciunea voastră, peștii sunt și s-au comportat extrem. Dar știu cele nu au fost atât de deștepți azi. Nu știu deștepți. Ce crezi că s-a întâmplat? Sunt progresiste, sunt știuci progresiste, pentru că au trecut, sunt vegane, pentru că au mușcat din boabe de porumb. N-am văzut în viața mea și nu sau a fost din una singură. Da. N-am văzut ceva din plastic, ceva, o momeală cu aromă probabil pe care o dădea mămicuța știucii când era mică. Deci au amintit și au gustat și acum, pentru că nu a fost un singur caz, au fost 4-5 știuci. Am scos vreo 5, da. Incredibil, la porumb. Deci sunt știuci progresiste. Așa cum progresează întreaga lume, au obiceiuri ciudate, sunt, probabil că și știucile s-au gândit să fie mai permisive și mai cu colegilor carași și să mănânce vegetale. Asta e un lucru extraordinar, lucrul ăsta se întâmplă peste tot și e adevărat, nu știu cum să spun, electiv vorbind, ele au cam greșit. Adică categorii. Au votat greșit. Dar nu intrăm în politică, că după aceea intrăm într-o pis și luptă o cultură care nu ne face... Greu de dus la capăt. Da, au putea. Nu rezolv. Copel, mi-ai povestit de o partidă de pescuit inedită în Statele Unite pe vremea când beneficiai de o bursă Fulbright. Da. Fulbright și la anii aceia, 1993, parcă mi-ai spus? 92-93. Ți s-a părut ceva ciudat, poate, pentru că eram la puține ani după Revoluție. Povestește-o și pentru prietenii noștri mincinoși. Ambasada Americii a cerut să afle înaintea plecării mele pentru câteva luni în Statele Unite, că era o bursă de cinematografie, ce pasiuni complementare am. N-am avut ce face și am trecut pescuitul. Ei, n-au uitat lucrul ăsta și au bifat și, hai să spunem,
această pasiune a mea, când am ajuns la Telluride în Colorado, mi-au dat un jeep, undițe, mi-au dat și o hartă să mă duc să pescuiesc într-un pârâu. Am intrat într-o pagiște superbisimă, Munții Colorado, era un pârâu care fierbea de păstră. Am prins câțiva grasshopper, deci cum se cheamă, un fel niște de răcuste. Niște niște cosași. Cosași, niște cosași. Erau altfel de... Bine, acolo se numeau grasshopper, pardon. Cosașii numai la noi. Așa, am pus în ac și imediat am prins 4 sau 5 pești. Imediat a venit rangerul și m-a întrebat ce fac acolo. Păi, uite, pescuiesc. Și atunci, cum pescuiesc? De ce omor pești? Pentru că eu am simțit că peștii aia sunt ai mei. I-am pus într-un mincioc, într-un jubelnic acolo și erau ai mei. Deci eu mă gândeam să-i mănânc seara. Deci nu, peștii trebuie să dați înapoi în apă. Dacă ai nevoie de pește, te duci la supermarket, îți cumperi pești și pe aia mănânci. Nu pești de aici, pentru că ăștia aparțin naturii. Atunci am înțeles, a fost prima dată când am înțeles ceva despre acest echilibru natural pe care trebuie să-l păstrăm cu toții. Și iată că astăzi, pentru mine e foarte ciudat, toți peștii pe care i-am prins, i-am eliberat. Asta mi-a făcut bine. Bine, o să mă întrebe lumea, bine, dar de ce ai prins? De ce-i chinui așa? Ei, nu e chiar așa un chin. Ești ăsta un sport, om mare. Avem salta de primire, știm să ne comportăm cu ei. Ne-am comportat bine și cu știucile, da. Chiar dacă s-au zbătut mai mult. Mi s-a părut că a fost un comportament extrem de civilizat. Așa, am și strâns gunoiul, toate lucrurile care ne prisosesc acum sunt strânse într-un sac de plastic, îl punem la gunoi și păstrăm curățenia naturii. Ei, Popel, da. Ești foarte legat de lumea filmului, asta faci, asta iubești din copilărie, încă cum ne-ai mai spus-o. Sunt o mulțime de filme legate de viața, nu știu, nu doar la Custră, ocean, orice înseamnă apă. Am avut Operațiunea Monstru în România, Bătrânul și Marea, cu Spencer Tracy, Moby Dick, celebra serie Fălci, care a nebunit toată lumea cu rechinii. De ce crezi că este atât de fascinată lumea, în general, de la începuturile cinematografiei, pentru că Bătrânul și Marea e un film extrem de vechi? Ce fascinează atât de mult? Vedeți, e lupta în toate filmele propuse de dumneavoastră, e lupta cu câte o ființă extrem de puternică, aproape monstruoasă, care acest conflict între natural și ființa omenească, între animalul sălbatic, Pălci, de exemplu, sau Moby Dick, sau, mă rog, e o luptă care în adâncul ei are o metaforă foarte interesantă despre dumnezeire, despre destin, despre, în lupta cu forța brută, totdeauna reușim să ne descoperim destinul. Conflictul ăsta al omului, care, bineînțeles, cam întotdeauna învinge, ne definim noi ca oameni. Din cauza asta, ultimul Oscar... Mai întâi cer Octopus. Octopus? E un film fascinant despre relația dintre specii, despre o caracatiță și un om. Și încercăm să aflăm ce-i cu lumea asta înconjurată, încă nu știm aproape nimic despre lumea înconjurată, despre lumea naturală. Încă nu știm nimic. În acel film e tulburătoare relația dintre om și animal. Știți foarte bine că oamenii se diferențează de regnul animal cu câteva gene în plus sau în minus. Cromozomial, da. Da. Suntem foarte făpturile, aproape. Hai să spunem, aceeași natură, aceeași Dumnezeu. Iar acea relație e un moment de, acea relație în film, un moment de meditație, cât de apropiați și cât de diferiți suntem de ceea ce ne înconjoară. Și o să vedem că diferențele, de fapt, sunt mult mai mici decât a fi crezut noi la început. Chiar și peștii ăștia sunt niște animale superbe, care au evoluat în mii de ani și care au ajuns să trăiască în mediul lor perfect adaptați. Noi încă suntem într-un proces continuu de adaptare. Noi dacă știu cele de azi au mâncat porumb, noi suntem prădătorul suprem. Da? Ei,
eu cred că ceea ce ai pomenit în filmele astea, avem de învățat cu toți câte ceva. E foarte profundă rezolvarea conflictului om-natură. E lupta cu, hai să spunem, cu toate adversitățile vieții pe care totdeauna încercăm să le învingem. Nu știm dacă suntem noi totdeauna învingători, dar încercăm să ne salvăm prin noi înșine, cum să spunem.